când ți se arată, da? Înregistrezi și ți se arată, da? E un fel de take it or leave it. Ori taci și nu spui la nimeni și faci tu și laurii ți-ai luat ție, da? Sau aștepți un pic marșa aia de timp care ziceam eu, sincronul. Rămâi un pic în urmă sau mergi în față și sincronul îl lași pământului tău. Un fel de câmpul tău energetic s-a proiectat cu ce trebuie și tu vii numai, oh my god, ăștia sunt mai deștepți ca mine, zici, da? Ok, acolo e. Deci, azi de-abia s-a deschis portalul, înapoi în viitor, când România și Moldova au ieșit în zi, în afara țărilor să vândă, să ce era în, în România, în Moldova, ok, în Moldova cu ce se mândrea și vindea, da? Bomboanele, bucuria, coniacurile, fructele, legumele, toate le trimitea unde, da? Acolo. Ce mai era? Să-mi aduc aminte. Ok, vinurile, coniacurile, sucurile, da, fructe, legume, mâncăruri din astea, conserve la borcan de 3 kg, carne de porc topită, tochitură, da, 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 da. Ce mai era? Tot felul de zacuști, tot felul de ciuperci uscate, ca și agățate așa de, da? Ceapă, usturoi, tot, 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 tot. Bun, a ieșit, da? România la fel. Cu tot ce ține minte, ce s-a făcut, asta românul știe, s-a dea, neauș, da? Ce era cel mai bun? Mobila, da? Ce era cel mai bun? Încălțămintea, da? Acolo. Ce era cel mai tare în România și se vindea peste mări și țări, da? Și acum la fel. Deci înapoi în viitor, plus la ce a fost, se mai adaugă și, uite, Dacia, da? Ăsta zi, mașinile, se upgradează, se... ce mai era? Așa. Și acum mergem pe zi. Tot ce-i neauș. Țărmale, congelate, polufabricat, fabricate pe jumătate, un fel de gata, pregătite, numai să le pui la copt sau la fiert. Pregătite, da, da, da. Și Moldova la fel avea. Avea culinărie, se numea. Cu tot felul ce jumătate pregătit. Adică pui numai și încălzești sau, da, 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 pregătești. Și cartofi fierți erau și sfeclă roșie și pentru salată de beof era tot pregătit, numai să-ți iei, să-ți cumperi, să-ți amesteci și să-ți faci maioneză, să-ți pui, știi, ceva de genul. Toate felurile de mâncare. În lumea toată se resetează în căpșor și imaginează-ți acum toate rafturile în lume, pe unde ai fost, pe unde țări, pe unde ai fost, te bucurai când vedeai de acasă, vai de mine, ce vorbești? Acolo e, da? Eu în ce țară am venit? Din Moldova, în România. Așa, acolo, tot ce mi-a plăcut mie, de acasă tot, și peștele cum e pus la murat, împachetat și făcut și afumat, cărnurile afumate, tot, tot, tot ce se făcea în Moldova, da, da, da. Vai, mi-a lasă gura apă. Da, 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 da. Și cu producție, îți dai seama, cu ăștia alți, cu rușii, cu... Era nebunie, astea toate. Bun, bun, uite, se adună națiile, se adună alianțele, se adună... Bun, 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 bun. Da, toate neauș, mâncărurile tradiționale, tot, 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 tot. Acum trebuie să mă... să trec pe din Jingle Bells, când Jingle Bells înseamnă că m-a proiectat cineva în Canada. Ok? Nu știu de ce e așa, dacă tot în engleză ascult cântecelele. Și trebuie să ascult și colinde românești superbe, moldovenești, da, superbe, superbe. Ce vorbești? Bun. Acum, ce mai? Da? Tot, tot, tot. Prăjiturile, ciocolata, am mai zis, uite, aia ciocolata românească. După aia, ce mai era? Prăjiturile care îmi plac cel mai mult, de la ce, de unde am mâncat, da? Pavlova am mâncat de la Codrina și ce mai era? Doboș, fără, nu prea dulce, aia mi-a plăcut. Ce mai era? Deci ce mănânci, ce-ți place, aia se duce în lume imediat. Se proiectează în, da? Și participă omul celălalt care a gătit, a făcut adresă înapoi în viitor, cine a fost? Energetic. Nu fură nimeni, nimănui ideea. Se trezește omul care din astea. Eu țin minte când am plecat, când la noi era greu cu serviciu și în loc de bani se dădeau bonuri.
Nu de mâncat bonuri, cum sunt acum. Ai greșit proiecție. Zbonuri, acții pentru o fabrică sau pentru o uzină sau pentru mâncarea care zbonuri, acții. Tu participi la 1000% din procent, dar tu participi și îți vin dividendele, știi? Ceva de genul. Doamne, dar și ați mâncat așa, v-ați mai împlinit așa, arătați foarte bine, mai plinuță, mai... Na, ieri eram așa și azi să vezi cine are noroc, care toate ridică, da, ai înțeles cum merge. Bebea azi. Bun, deci azi suntem din țăran negustor, din negustor în țăran. Acolo de-abia suntem. De-abia gustăm din ierarhia să ajungem să fim magi. Dar deja știm cum e, înapoi în viitor, cliruim, vindecăm, lămurim, dar știm cine suntem. Drum bun, colegi.